ziua, mă numesc Oblețova Galina și astăzi vom studia elemente de trigonometrie în triunghiul dreptunghic, sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta unui unghi ascuțit. Pentru început, vă propun o situație problemă. Un aeroplan se ridică de la pământ sub un unghi de 30 de grade și se deplasează 1000 de metri. La ce înălțime maximă ajunge aeroplanul? Observăm că avem triunghiul ABC dreptunghic și înălțimea la care ajunge aeroplanul este BC. Triunghiul ABC fiind dreptunghic și măsura unghiului A fiind de 30 de grade, putem aplica teorema unghiului de 30 de grade, care ne zice că lungimea catetei opuse unghiului de 30 de grade este egal cu jumătate din lungimea ipotenuzei. Astfel, BC este egal cu o doime înmulțim cu AB și este egal cu 500 de metri. Să observăm aeroplanul care se deplasează pe distanță de 1000 de metri sub diverse unghiuri. Observați că dacă se modifică unghiul sub care se deplasează aeroplanul, se modifică și înălțimea. Deci dacă unghiul este mai mare și înălțimea respectiv este mai mare. Ce se întâmplă dacă distanța de lansare a aeroplanului este de 2 ori mai lungă? Dar dacă este de 3 ori mai lungă? Sau de 4 ori mai scurtă? Această situație o avem reprezentată în imaginea de mai jos, în care BA1 este dreapta ce reprezintă pământul și semidreapta BC1 este acel suport sau traiectoria de lansare a aeroplanului. Se formează triunghiuri asemenea, triunghiul BA1-C1 asemenea cu triunghiul BA2-C2 și asemenea cu triunghiul BA3-C3, deoarece sunt triunghiuri dreptunghice cu un unghi comun, deci conform criteriul de asemănare unghi, ele sunt asemenea. Rezultă din această relație de asemănare că B1 supra lui B2 este egal cu A1 supra lui A2, ceea ce este echivalent cu B1 supra lui A1 este egal cu B2 supra lui A2. Și din cealaltă relație de asemănare rezultă că B1 supra lui B3 este egal cu A1 supra lui A3. Deci echivalent cu B1 supra lui A1 este egal cu B3 supra lui A3. Astfel, am obținut un șir de rapoarte egale. B1 supra lui A1 este egal cu B2 supra lui A2 este egal cu B3 supra lui A3. Observăm că cu B1, B2, B3 am notat înălțimea la care se înălțimea maximă a aeroplanului. Iar cu A1, A2 și A3 este distanța pe care o parcurge. Dacă se consideră un alt unghi, obținem un alt șir de rapoarte egale, diferit de primul. Astfel există o legătură între măsura unghiului și valoarea raportului dintre o catetă și ipotenuza triunghiului. Fiecare unghi ascuțit al unui triunghi dreptunghi îi corespunde o unică valoare a raportului dintre cateta opusă lui și ipotenuză, indiferent de dimensiunile triunghiului și invers. Această propoziție rămâne adevărată și în cazul altor rapoarte dintre laturile triunghiului dreptunghic. Cum rapoartele menționate determină în mod univoc măsura unghiului, deseori este mai comodă utilizarea acestora decât a unghiurilor. Din acest motiv, rapoartele laturilor unui triunghi dreptunghic au noțiuni și notații speciale. Aceste noțiuni sunt sinusul. Sinusul unui unghi ascuțit al triunghiului dreptunghic este raportul dintre lungimea catetei opuse unghiului și lungimea ipotenuzei. Sinusul unghiului alfa se notează prin sin alfa. Și dacă avem desenul alăturat un triunghi dreptunghic ABC cu măsura unghiului C de 90 de grade, unghiul A este egal cu alfa și unghiul B îl notăm cu beta, iar laturile pentru comoditate le notăm cu AB și ipotenuza C, atunci, conform desenului, sinus alfa este egal cu A supra lui C. Cosinusul unui unghi ascuțit al triunghiului dreptunghic este raportul dintre lungimea catetei alăturate unghiului și lungimea ipotenuzei. Cosinusul unghiului alfa se notează prin cos alfa. Conform desenului, cosinusul unghiului alfa este egal cu B supra lui C. Tangenta unui unghi ascuțit al triunghiului dreptunghic este raportul
dintre lungimea catetei opuse unghiului și lungimea catetei alăturate. Tangenta unghiului alfa se notează prin TG alfa, tangenta alfa. Conform desenului, tangenta unghiului alfa este egal cu A supra lui B. Și cotangenta unui unghi ascuțit al triunghiului dreptunghi este raportul dintre lungimea catetei alăturate unghiului și lungimea catetei opuse lui. Cotangenta unghiului alfa se notează prin CTG alfa, cotangenta alfa. Conform desenului, cotangenta lui alfa este egal cu B supra lui A. Observații. Deci, pe scurt, putem să notăm astfel. Sinus de alfa este egal cu cateta opusă supra lui ipotenuză. Cosinus alfa este egal cu cateta alăturată supra lui ipotenuză. Tangenta de alfa este egal cu cateta opusă supra lui cateta alăturată. Și cotangenta de alfa este egal cu cateta alăturată supra lui cateta opusă. Dacă considerăm imaginea alăturată, triunghiul dreptunghi KBC, dreptunghi CNC, atunci sinusul unghiului A este egal cu BC supra lui AB. Cosinusul unghiului A este egal cu AC supra lui AB. Tangenta unghiului A este egal cu BC supra lui AC. Și cotangenta unghiului A este egal cu AC supra lui BC. Deoarece lungimea catetei este mai mică decât cea a ipotenuzei, sinusul și cosinusul unui unghi ascuțit sunt numere pozitive mai mici decât 1. În timp ce tangenta și cotangenta unui unghi ascuțit poate lua orice valoare pozitivă. Sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta se numesc funcții trigonometrice. Funcțiile trigonometrice sinus și cosinus se numesc cofuncții, la fel ca și funcțiile tangentă și cotangentă. În continuare, vă propun să stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții și, desigur, să argumentați. Există un unghi ascuțit alfa pentru care sinus de alfa este egal cu radical din 2 minus radical din 3. Să ne amintim propoziția anterioară care ne zice că există unghiul alfa și sinusul de acest unghi este o valoare pozitivă mai mică decât 1. Să verificăm dacă acest radical este o valoare pozitivă mai mică decât 1, atunci există un astfel alfa. În caz contrar, este o propoziție falsă. Desigur, această relație este mai mare decât 0, deci este un număr pozitiv, deoarece 2 minus radical din 3 este mai mare decât 0. Să verificăm dacă este mai mic decât 1. Ridicăm la pătrat acest radical și obținem pătratul radicalului. 2 minus radical din 3 este egal cu 2 minus radical din 3, care la rândul său este o valoare mai mică decât 1. Dacă pătratul acestui radical este mai mic decât 1, respectiv și radical din 2 minus radical din 3 la fel este mai mic decât 1. Deci propoziția este adevărată. Punctul B. Există un unghi ascuțit alfa pentru care cosinus de alfa este egal cu 1 supra lui 2 minus radical din 3. Evident că această valoare este pozitivă, deoarece 2 este mai mare decât radical din 3 și raportul la două valori pozitive la fel e o valoare pozitivă. Să vedem dacă este mai mic decât 1. Raționalizăm numitorul, deci amplificăm raportul cu 2 plus radical din 3 și obținem 2 plus radical din 3 supra lui 4 minus 3, care este egal cu 2 plus radical din 3 și, evident, este mai mare decât 1. Deci propoziția este falsă. Și punctul C. Există un unghi ascuțit alfa pentru care tangenta de alfa este egal cu radical din 3 plus 2. Despre tangenta și cotangenta s-a zis că pot lua orice valoare pozitivă. Deci este suficient să arătăm că această expresie este una pozitivă. Radical din 3 plus 2, evident că este mai mare decât 0, deci propoziția este adevărată. Observații. Sinus de alfa este egal cu cosinus de 90 de grade minus alfa. Să încercăm să demonstrăm relația dată. Avem desenul ABC, un triunghi dreptunghi CNC. Unghiul A îl notăm cu alfa și unghiul B cu beta. Și pentru comoditate vom lucra cu laturile AB și ipotenuza C. Cateta opusă unghiului alfa devine cateta alăturată pentru unghiul beta.
Unghiurile alfa și beta sunt complementare, deoarece sunt unghiurile ascuțite ale unui triunghi dreptunghic. Deci, beta este egal cu 90 de grade minus alfa. Prin urmare, sinus de alfa este BC supra lui AB, dar la rândul său acest raport și este cosinus din beta. Adică sinus de alfa egal cu cosinus de beta și facem substituția în loc de beta, scriem 90 de grade minus alfa. Obținem sinus de alfa este egal cu cosinus de 90 de grade minus alfa. Analog se arată că cosinus de alfa este egal cu sinus de 90 de grade minus alfa, tangenta de alfa este egal cu cotangenta de 90 de grade minus alfa și cotangenta de alfa este egal cu tangenta de 90 de grade minus alfa. În continuare vă propun câteva exerciții. Calculați lungimea laturilor necunoscute. Punctul A. Avem triunghiul MKN dreptunghic în K, cateta KN este egal cu 7 și cosinus unghiului N este egal cu o doime. Cosinusul unghiului N este cateta alăturată supra lui ipotenuză, deci KN supra lui MN și este egal cu o doime, conform condițiilor problemei. Înlocuim datele problemei KN 7, obținem 7 supra lui MN este egal cu o doime. Deci, MN este egal cu 14. Rămâne să calculăm a doua catetă. Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul MKN. MK este egal cu radical din MN pătrat minus NK pătrat și este egal cu 14 la a doua minus 7 la a doua sub radical și este egal cu 7 radical din 3. Punctul B. Avem un triunghi dreptunghic OPQ, dreptunghic în P, cateta PQ este egal cu 3 și tangenta lui Q este egal cu 0,6. Tangenta unghiului Q este cateta opusă supra lui cateta alăturată, deci OP supra lui PQ. Conform condițiilor problemei este egal cu 0,6 și este egal cu 3 supra lui 5. Am scris în formă de raport. Atunci obținem OP supra lui 3 este egal cu 3 supra lui 5. Deci OP este egal cu 1,8. Rămâne să calculăm ipotenuza acestui triunghi. La fel vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul dat, deci OQ este egal cu radical din OP la a doua plus PQ la a doua și este egal cu 0,6 radical din 34. Pentru triunghiul de mai jos, calculați valorile sinus de alfa, cosinus de alfa, tangenta de alfa și cotangenta de alfa. Avem triunghiul dreptunghic ABC, dreptunghic în A, cunoaștem că ipotenuza este egal cu 5 și o cateta de 4. Evident că pentru început vom aplica teorema lui Pitagora pentru a calcula cealaltă catetă. Deci AB este egal cu radical din BC la a doua minus AC la a doua. Și este egal cu radical din 5 la a doua minus 4 la a doua și este egal cu 3. Atunci scriem funcțiile trigonometrice în dependență de valorile a acestui triunghi. Sinus de alfa este egal cu AC supra lui BC și este egal cu 0,8. Cosinus de alfa este egal cu AB supra lui BC, este egal cu 3 supra lui 5 și este egal cu 0,6. Tangenta de alfa este egal cu AC supra lui AB, este egal cu 4 supra lui 3 și este egal cu 1,3 în perioadă. Și cotangenta de alfa este egal cu AB supra lui AC și este egal cu 3 supra lui 4, deci 0,75. Acestea și sunt răspunsurile exercițiului dat. Construiți un triunghi DEF dreptunghi când E, astfel încât tangenta unghiului F este egal cu 1,4. Pentru început, putem să lucrăm cu un desen schematic. Construim un triunghi FED dreptunghic în E. Deoarece tangenta unghiului F este egal cu 1,4, ca fracție putem să scriem 7 supra lui 5. Tangenta unghiului F este cateta opusă supra lui cateta alăturată, deci DE supra lui EF. Atunci obținem că DE supra lui EF este egal cu 7 supra lui 5. Astfel, DE este egal cu 7K și EF este egal cu 5K. Putem să luăm K orice valoare dorim. Fie K egal cu 1,
Deci DE este egal cu 7 cm și EF este egal cu 5 cm. Vom construi triunghiul pe rețeaua de pătrățele, în care, observați, unitatea de măsură este 1 cm. Construim EF de 5 cm și DE de 7 cm, astfel încât ele să fie perpendiculare, deoarece unghiul E trebuie să fie unul drept. Rămâne doar să unim F cu D, care și este ipotenuza acestui triunghi. Astfel am obținut triunghiul DEF, dreptunghic în E, cu tangenta unghiului F de 1,4. Examinați desenul și panoul, apoi aflați lungimile laturilor necunoscute ale triunghiului ABC. Observăm că triunghiul ABC este dreptunghic în B, cu măsura unghiului C de 35 de grade și ipotenuza AC de 10. Panoul ne zice că sinusul de 35 de grade este aproximativ egal de 0,574. Deci sinusul unghiului C este egal cu sinus de 35 de grade și este aproximativ egal cu 0,574. Pe de altă parte, sinusul unghiului C este cateta opusă supra ipotenuză. Deci este egal cu AB supra lui AC. Deci rezultă că AB supra lui AC este egal cu 0,574. AB supra lui 10, deoarece cunoaștem că ipotenuza AC este egal cu 10, este egal cu 0,574. Deci AB este egal cu 5,74. Putem să aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ABC dreptunghic. Deci BC este egal cu radical din AC la a doua minus AB la a doua. Înlocuind datele problemei, obținem aproximativ 8,19. Acesta și este răspunsul problemei noastre. AB este de aproximativ 5,74 și BC aproximativ 8,19. Examinați desenul și calculați BC. Avem desenul și vom scrie ipoteza și concluzia conform datelor din desen. Deci triunghiul AEC este dreptunghic în E, BD este perpendicular pe AC, astfel încât B aparține lui AC și D aparține lui AE. AB este egal cu 8 cm, AD este egal cu 10 cm și DE este egal cu 6 cm. Să rezolvăm. Observăm că AE este egal cu AD plus DE și este egal cu 10 plus 6, deci 16 cm. În triunghiul ABD calculăm cosinusul unghiului alfa. Cosinusul unghiului alfa în triunghiul dat este AB supra lui AD și este egal cu 4 supra lui 5. Să calculăm cosinusul unghiului alfa, dar deja în triunghiul AEC. În cazul dat, cosinusul unghiului alfa este egal cu AE supra lui AC și este egal cu 16 supra lui 8 plus BC. Deoarece cosinusul unghiului alfa este aceeași valoare, putem să egalăm. Deci din relația 2 și 3 obținem că 16 supra lui 8 plus BC este egal cu 4 supra lui 5. Aplicând proprietatea fundamentală a proporției, obținem 32 plus 4BC este egal cu 80, deci BC este egal cu 12 cm. Astfel am răspuns la întrebarea problemei. Următoarea problemă. Fie triunghiul ABC dreptunghic în B. Aflați lungimile laturilor triunghiului dacă perimetrul triunghiului ABC este egal cu 120 de cm și tangenta unghiului C este egal cu 2,4. Deci, desigur, construim triunghiul ABC dreptunghic în B. Perimetrul acestui triunghi este egal cu AB plus BC plus AC și, conform condițiilor problemei, egal cu 120 de cm. Tangenta unghiului C este egal cu raportul dintre lungimea catetei opuse și lungimea catetei alăturate, deci AB supra lui BC și este egal cu 2,4. Rezultă că AB este egal cu 2,4 BC. Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ABC și obținem că AC este egal cu radical din AB la a doua plus BC la a doua. Egal. Utilizăm faptul că AB este egal cu 2,4 BC
Și avem radical din 2,4BC la a doua plus BC la a doua, egal cu 2,6BC. Deci, AB este egal cu 2,4BC, iar AC este egal cu 2,6BC. Am exprimat latura AB și AC cu ajutorul laturii BC. Înlocuim în relația 1 și obținem o ecuație care depinde de BC. Deci 2,4BC plus BC plus 2,6BC este egal cu 120. Deci 6BC este egal cu 120, rezultă că BC este egal cu 20 de centimetri. Aflând BC, putem să înlocuim în relația 2 și obținem că AB este egal cu 48 cm și AC este egal cu 52 de cm. Deci, AB este egal cu 48 cm, BC este egal cu 20 cm și AC este egal cu 52 de cm. Deci, acestea au fost funcțiile trigonometrice. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!